pe Aici chejenii, stai, cum italianul nu mai ieșe, nu mai intrat. O să intri. Hai, Rebeata, că am O să intri. Dacă este domnul Serghei, sunt eu, hai tema copiilor, da. Hai despre copii să vorbim. Am vreți să vă lăudați că aveți copii și eu cu Valentin să rămânem marginali că n-avem copii. Microfonul n-ai pus, Oleg. Am pornit înregistrarea și sunt dispus să public eventual dacă iese o discuție interesantă. Ăștia doi cu copii, Sergiu și cu Dumitru, ne provoacă să discutăm despre copii. Da, eu cu Valentin suntem din capul nostru și nu prea ne convine. Dar dacă vreți, hai să discutăm despre copii și cât e de greu de crescut copii. Așa, așa. Dar cine vă pus să-i faceți? Dar cine vă pus să-i faceți? Oleg, eu îți urez și ție să faci vreo doi. Să vezi dar mulțumesc de urare, dar nu prea vreau. Dar tu știi, dar de la orfelina, dacă nu cam vrei să-i faci. Bună idee, da, m-am gândit la asta, dar deocamdată n-am cu ce să îngrijesc, să mă întrețin pe mine, nu încă să am grijă și de copii. Dar dacă o să am, dacă o să am chef să las urmași după mine, o să iau de la orfelinate, cel mai probabil. Bine. Noi o să conservăm într-un frigider în cap imun. Da, pe timpul de pandemie, acum cum noi facem rezervă de produse alimentare, apoi le punem tot și cu norma mâncăm. Acum cum ne-a deschis pandemia asta, la copil ne gândim că mai mult să facem să ajungă un litru jumate de lapte, trebuie să ne ajungă la două zile. Mai luăm, dar începem să dăm și o leacă de cășuță, mai facem piure și că nu, cu lapte praf, apoi nu-s bani și farmaciile nu poți să te duci să cumpere acum că nu mergi transport public. Cam greu, acum e cam... Dar și nu-l hrănește Ludmila la sân? Apoi eu am anunțat că a născut Ludmila, a pierdut sânul de la stres. Oho. Și de atunci de la naștere hrăniți cu lapte artificial, da? Da, lapte artificial. HIP 300 de lei cutia. Ne-au mai ajutat voluntari din România, din Italia. Ne-au mai ajutat prieteni. Noi am mai cumpărat. Nu știți că ne-au fost blocați banii. Pentru... Eu două fete am crescut cu lapte, dar cel mai mult de la vacă. Tot de la vârste fragedă, nu? De la câteva luni le-ai crescut. Noi de la 5 luni jumătate. Ea de la 5 luni. Deci pe ei, când am luat-o pe ei, tot 5 luni avea. Și sunt nu-i da. Nici a ei. Noi de la 5 luni jumătate am început cu lapte. Ei, de fapt, fata ei, ea care a crescut, a crescut tot ca mie, dar pe ei am cumpărat laptele. Cât la trei e în ăștia, dar la noastră de mai mă noastră. Măi, voi sunteți așa patrioți, așa, ce v-a făcut totuși să faceți copii? Sau vreți 5.000 ori cât să dea acum? Pe lună și... Domnul Valentin, eu până când am scos, până când mi-a dat banii pe copil, apoi am făcut și gălăgie și am protestat. Știi, crezi că așa de ușor îți dă banii? Nu așa de ușor, trebuie să te duci să faci o grămăzie acting. Încă am avut noroc că Liuda a luat și a scris fata după dânsa, familia ei, și eu nu scris în certificatul de naștere la copil. Și atunci mai ușor ne-am dus la protecția copilului acolo din dos. A, domnul Serghei a fost cu noi. Ți-ai minte, domnul Serghei, când am fost la protecția copilului acolo unii din dos la Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale? Ți-ai minte. Singur ne-a ajutat atunci și am făcut actele celea. Ți-ai minte? Dar voi nu sunteți căsătoriți oficial, dar... Nu suntem. Noi trăim în concubinaj. Încă nu suntem înscriși. Nu vezi, Oleg Dima, că e pe familia... A, pă, da, chiar și Dumitru-i cu numele Dinte sau cum, Ludmila Dinte. Și fata e tot cu numele Dinte, da? Băiatul lui Liuda, băiatul, prim băiat al lui Liuda, tot e pe familia ei și fata e tot pe familia ei. Dar păi făcut amul, nu ai trecut o familie ta, fata. Nu pot să, că asta cum zici, eu zic că până să împlinească fata acolo un an de zile, motivează. Vezi, atunci ne-am dus când îți facem buletinul și ne-au făcut atunci un țirc la centru multifuncțional. Ți-ai minte, domnul Serghei, singur a spus cu mine. Trebuie să facă atunci pasul și nu trebuie să facă. Ei, mai m-am dus și m-am motivat alte motive, că tu ai contravenții și nu știu și acolo încoa și... E, și ne-am luat eu și am zis, ei băieți, las că eu și fără buletina să trăiesc. Nu te duci, trebuie să te duci, contravenția n-are nici, tu spune că n-ai și plătit, trebuie să fac buletina atunci. Contravenția n-are nici cu buletina. Dar Dumnezeu cu buletinul și ala, ce ați fac cu dânsul? Eu nu,
Se rog, nu ieși din țară. Dar cu buletinul nici nu poți ieși din țară, cu pașaportul doar, dar cu buletinul te duceai la În vot. Ucraina ieși. Acum ieși în Ucraina cu buletinul. Este așa lege că poți traversa granița Nu, Ucrainei. asta, Dima, toată e invocat, asta nu, asta e, tu e Nu, făcută dar că noi invocat. trăim, eu trăiesc la, eu, Catar, viza mea de reședință e Basarabeasca, sat Caravetca. Și noi suntem la hotar cu Ucraina, nu avem mulți kilometri de Ucraina. Da, mă Noi tin că suntem am în Ucraina. pățit și eu pe lângă Basarabiasca sau pe lângă Comrat, pe acolo am încercat să trec pe la un punct vamal și eu cu La pașaportul românesc și Basarabiasca n-avem ești, la voie să trec, dar Basarabiasca ești. moldovenii, găgăuși, cu buletinul puteau să treacă, ți închipui? Care trăim în zona asta, care e pagranișna Da, zona, da, da, noi mic trafic de trecem. frontieră se cheamă, da. Până la 30 km în Ucraina avem drept să ne ducem. Ce, E, dar eu scuze, o cu secundă. buletinul am fost, în Dnepropetrovska Oblast am fost. Eu și eu am scris imigrațion că acum mă duc până la Tarutina, dar m-am dus unde mi-a trebuit. Am stat 3 luni de zile, am venit înapoi. Dar Mi-a tu trebuit mai... să mă duc la Vinița. Am spus că mă duc până la Tarutina, m-am dus la Vinița. Deci tu mai încalci legea uneori, nu? Ești uleacă Nu, n-am infractor sau încălcat legea. contravenient. Nu, n-am încălcat legea. M-am dus în ospiție și am venit înapoi. Nu m-am dus Ospiție pe să umpli. 3 luni. Mai nebunești. Da, m-am dus la mare, m-am odihnit la mare. 3 luni M-am dus. aici, 3 luni acolo, cucu. Boier. Așa. Da. Acum de Vreau să copilul întreb aici. sunteți prinși, sunteți țintuiți. Nu mai suntem țântuiți, prost acum cu pandemia asta e mai apasnă, că să ieși în stradă, încolo, încoace. Dacă ție mâine trebuie să aud buletin, Dima, trebuie să plătească. Ce ești cu Ce? de lucru? Pentru Trebuie să șomaj. plătească, mă, ce ești cu de lucru? A? Pentru Dar șomaj, dacă dar el nu copilul era este în angajat, familie, el cum să-l n-are, plătesc? n-are Dar servicii. n-are nici una cu alta, că n-are de lucru, trebuie să ducă și... Să Acum e duc să legea asta. înregistreze ca șomer, dar el vezi că nici buletin nu vrea, nici șomaj oficial. A pe acasă, n-are, și trebuie să plătească, e în legea asta, ieșit acum. Trebuie 2700 de lei. Nici poliță medicală probabil n-ai. Da, polița medicală 4.000 de lei costă. Nu, păi dacă ai fi șomer înregistrat, ți-ar asigura statul tratamentul. Ei trebuie de îmblat mult cu asta. Asta e drept. Nu, dar tu Gine cum ai că urmă? eu nu ajung pe mâna lor la medici. Slavă Domnului că sunt sănătos. Îi dai cu usturoi și cu Bate șapă, de da? 3 ori. E? Îi dai cu șapă și cu usturoi. Așa e, câte Spirtișor. Și cu spirtișorul mai răruț. Nu, deloc. Nu, deloc. Nu servesc, nu fumez deloc. Nici n-am fumat în viața mea. Deci n-am servit alcool așa că poate câteodată la vreo sărbătoare un 50 de grame și gata, ajunge. Nu se iau de asta că să... Chiar n-ai fumat? Uite, eu n-am fumat tot N-am timpul fumat. țigară. Eu tot n-am fumat. Maladie. Am fumat, eu l-am mâncat, n-am fumat. Mie mai tare îmi plac femeile, tinerele și frumușele. În Ești un loc de stricat. țigară și în loc de băutură, mai gine dăm 3 femei. Și consider Așa asta se vin? Ce zice în istorie. dai dacă îți dai 3 femei? De? Piliuda cui o dai? Dacă îți dai 3 femei, piliuda cui o dai? Nu, este o vorbă așa. Mai gine decât țigara, mai gine dăm 3 femei. Eu n-am zis că eu și sultan, eu nu sultan. Am una, ne ajunge. Ca și sultan trebuie să lucrezi, ca să le îndrepti pe trei. Asta e drept. Atunci, de asta, îți permit să iei 3 femei, trebuie să le îndrepti pe trei. Da, asta e corect, ai spus. Valentin, ăștia ne-au atras într-o capcană, grăiesc și de copii și de femei. Ce Ca să tot mi-a facă mișto scap de noi, Matinca. murătură o făcut la un loc de aici. Nu, domn Valentin, vă urez, poate veți găsi vreuna de seama dumneavoastră, veți împărăchea o familie, îi faci, poate mult la bătrâneță. Не дождешься. A. Da și numai decât. Nu, văd că nu ești chiar bătrân, nu ești invalid, ești om sănătos, vioi, așa, Eu nu încă te-a de nimeni 20 și de ani mă coronavirusul. supăr. Apropo, aici cineva vrea să intre cu noi, zice că acceptați. Văd la mine nu a venit nimic. N-am Nici ce la mine. accepta.
Și mie îmi spunea că așteaptă ca moderatorul să accepte invitația sau solicitarea ta. Și nu știu, n-ai apăsat ceva? Am apăsat. Oleg, nu ieșit zapici sus. Să poți pide sau vreți? Nu, că Valentin înregistrează deja și eu captez. Eu vreau să întreb, zic, nu încurcă una la alta. Pot eu opresc totuși. Nu deranjează, că acela captează în cloud acolo, dar eu captez în computer. Eu captez ecranul. Numai de-ar fi discuția interesantă, dar așa ăștia ne-o tras spre fumei și copchi și noi am rămas cu buza înflată. Și mai ales odată? Oleg! Copchilul nu i-l văd 2 ani, Oleg. 2 da, ani, Dumitru, copchilul era atașat de mine. Și nu îndrăznește-ți ei... Magdalena, spune ceva lui Oleg. Da, spune salut. Bangandunga. Dar eu ce-i creață? Are de gând ce-i creață oare? Dar tu de unde ești creier? Ține căpșeanul, printre altele, Oleg, Magdalena nici nu a străgat tata, dar a străgat de-am brega. Da, așa este că... tip. O știi, e pe brega. Asta învățăm. Dar tu și ești creță, Chiruș? Da, sunt creț. Dar și tu, vecinul e creț. Lasă să vadă creță. Dar nu, că Ludmila a zis că nu îi place părul mare, okay. M-a frizat odată în săptămână m-a frizat. De asta nu-ți dă voie nici nume pe Facebook să-ți spui. Era tot cu dânșe. Cine? Vorbiți câte unul. Cu mai zice? Cu aici care cu... Când microfonul liber, îi fac mai încolo, cum îi zic. Ah, cu Vasile Costiuc, cu neoniști, da. Nu vine la microfonul liber, dar știi la dânșe. Ascultă, Serghei, eu cu Costiuc mă știu că el e din satul vecin, el e din satul Acleda, eu sunt din Carabetocă. Și noi ne știm ghini și Costiuc... Acum eu te știu ghini pe Oleg, văzi că l-am pus pe Ion, așa la care grești, unii grești cultural el. Deci, el și istoria m-a terminat de mult. Eu știu de mult că el cu moșniu într-o uradă trăiesc. De mult îl știu pe Ion, așa. Nu știu nici un Ion, am un microfonul liber, e închis, sper că și alte proteste sunt închise, numai Vasile Sinigur vrea să iasă pe 11 la protest, dar sper că nu o să fie nimeni în mintea lui și pe el sper că o să-l oprească poliția sau s-ar putea să ajungă și mai departe. Oleg, dar poate să ducă el numai cu doamna Maria Olar, că ei doi au zis că îți duc la protest. Dar nu vezi că la poarta lui deja sunt 4. Da, pe-n stradă câți ați și mai are un drug acolo, Ieșanu, mai are un drug din România, o tunat și o adunat. Ei, dar mai mulți de 4 sper că nu o să iască. Eu am susținut, iată, protestul de ieri al lui Oleg Adrian Vlad, nevăzătorul acela, l-am susținut pentru că el nu prea pune în pericol, că iese singur cum ar veni, nu? Da, el o lua în cort, și mai ales că are temei că nu îi face dreptate, justiția, poliția, procuratura. Dar din coașe să iasă mulți la protest, nu sunt de acord și nici de cum nu-i susțin. Mai ales cum insistă Vasile Sinigur, ieșiți cu furci, cu topoare. Asta e clar incitare la violență, la revoluție, lovitură. Da, el invită lumea la violență. Asta, și el, dacă nu o să ia un dosar penal și să-l scoată în cătușă de acolo, s-ar putea să-l interneze la ospiciu pentru... Da. Sorcova. Deci nu recomand da, numai corect, lui să urmeze așa exemplu. Da, el invită lumea la violență, asta nu-i corect, asta e... El singur își sapă lui problemele și le faci. S-au mai venit poliția la poartă și i-a cerut să vină la audieri la Nușii și el zice că el nu recunoaște așa poliția, el nu recunoaște așa stat, dar zici că arestați-l pe Dodon cu încălcat Constituția și codul penal. Deci recunoști statul și codul penal sau nu-l recunoști? Hotărăști, ești cam inconsecvent. Cu băieții de la INI, așa erau de la Inspectoratul Național de Investigații, i s-au prezentat, dar el nu a vrut să supui lui el. Băiețul a văzut că nu are cu cine vorbi și s-a dus. Dar și-au venit făcut... și ei în civil, poliția nu trebuie să vină în uniformă și nu, în civil. Oleg, eu am observat, ești de la INI, băieții nu, de la INI, citație, nu să-l citeze la audieri. Probabil s-a deschis dosar penal pentru că el cheamă la protest în zi de... în perioadă de stare de urgență, când e interzis. Sau poate pentru alt motiv, pentru că o spart cu buzduganul geamul la guvern și pentru aceea cred că are dosar penal. Pentru dosar penal până la 7 ani el are, pentru că eu o spart geamul la asta, cum zic, la guvern.
Dar ăștia erau de la poliția INEI. Ofițerii și ei doi erau de la poliția INEI. Deci pe o mașină de la INEI o cunosc. Deci crezi că e legat de protest, de protestul de pe 11, da? Da, că când să nu ias cu oamenii la protest. Am înțeles. No, o să aflăm. O să aflăm sâmbătă, oricând e 11. Pe Oleg Adrian l-o convins. Uite că dacă nu vrei să te luăm noi la poliție, fii bun și du-te acasă. Și Oleg a zis că mie mi-a fost suficient, că au reacționat. Am înțeles că a fost reportaj azi și la ProTV, nu știu dacă l-ați văzut careva. Și deci omul și-a făcut datorie, a atras atenția asupra problemei și s-a dus liniștit acasă. Bine că are unde-ți duc, că are casă. Dar Vasile Sinigur și el are casă, are chiar două, una la Comrat și una la Bubuiești, dar nu știu, nu prea are stâmpuri. El crede regele dacilor și Vasile Costiu chiar l-a propus la funcția de procuror general. Și Vasile Sinigur și-a luat rolul în serios, el chiar crede Napoleon. Da, dar cineva a glumit, el crede că l-a luat în serios tare. Eu n-am înțeles de ce Marie Olar tot era în haină militară. Pentru că așa e legea la ei acolo, să ai buzdugan și haine tarcate, absolut penibil și, na, poate să le fac un dosar penal de grup avuhă, de grup militarizat, dacă o să mai găsați vreun cuțit sau vreun pistol, ceva la ei, atunci o să înfunde toți patru pușcărie de n-o să fie bucuroși. Și pe mulți ani înainte. Dacă acei, acum îi cheamă, grupul Petrenco, dacă țineți minte, al de mulți câți erau acolo... Igor, era mai mult șor, erau așa. Dacă ei, pentru că aveau lacăte la ei și lanțuri pe scări la Procuratura Generală, da? Deci lacăte și lanțuri, pentru asta au stat jumătate de an închiși și au avut dosar penal pentru dezordine în masă. Dar ăștia, dacă o să-i prindă cu incitare la violență, la topoare, la cuțite, buzdugane și tot așa, ăștia chiar pe bună dreptate și nu o să sară nimeni să-i apere. Degeaba se afișează el acum cu fotografie cu Derek Hogan sau cum îl cheamă pe ambasadorul american, nu o să sară nimeni să-l apere dacă o să intre la pușcărie sau la psihușcă pentru așa comportament. Și s-a făcut liniște. Și să merite și ea să găsească. O să și-ai căutat, așa-i găsit. Păi da, și el cam o caută cu lumânarea. El vrea martirizat, el vrea să fie erou, lui îi place când îl iau în cătușă. Da. Ce să-i faci? Așa e viața lui. Așa. Cineva l-a slăvit, că a spus că ai să devii procuror general prin toate protestele astea, prin toate manifestările tale, el îți crede, dar am un procuror general. El se visează. Ești tu bun, Dumitru, faci niște live-uri în care nu prea ai ce spune, dar pentru că oamenii zic bravo, bravo, tu mai repeți ca dârdala, ca o placă stricat, cam spui același lucru, numai să mai ieși live, nu mai întoarce pe verticală cum amețești, rămâi pe orizontală. Vorba lui Bregă, bate câmpi. Eu bat câmpi? Nu, zic Dima. Da, mie așa-mi pare că uneori bate câmpi și intră fără noi în direct, dar dacă primește like-uri, share-uri, și dacă n-are abuzează, de ajuns vizionări, mai câte ori mai face. O să pierdă încrederea oamenilor, o să pățească exact ca ciobanul ăla care se distracă în striga. Lupu, săriți, vine lupu și tot satul vine să-l apere și el și aia, ha, am glumit. Și a treia oară tot așa. A patra oară când a venit lupu, nu a mai venit nimeni să-l apere, pentru că o crezi că el e neserios. Așa îi spățești și tu, că n-ai să ai chiar nevoie și ai vrei să vorbești ceva serios, oamenii nu o să te creadă, nu o să te ia în serios, pentru că și încă, când vorbești așa, îți tai fața zâmbetul tău de șmecher. Și oamenii citesc că nu ești sincer, își dau seama că tu faci miștură, că glumești. Nu e așa? L-ați observat și pe voi? Și... A, gata, au și plecat. Au și plecat când au văzut că-l critic. Dumitru Achiruș. Ludmila Dinte, nici măcar n-are numele lui pe Facebook. De ce oare nu-și face cont pe Facebook? Interesant. Dar n-are buletin. Da, izvinite, n-are buletin toșnă de atâta. Nu știu, mi-a pus creare Facebook, am pus buletinul? Nu, nu, dar na, a fost o glumă. A fost o glumă inspirată al lui Sergiu. Ce? Asta cu buletin, da. Eu cu buletin aveam să fac, dar nu vrut el atunci. Eu am fost și la Easter, la cum se cheamă, Chișinău. Nu a vrut el categoric. Care contravenția nu poți să o plătească, nu este, și lui era gata să-i faci pe degeaba.
N-are una cu alta nici. Bine, Serioja, care e problema ta până la urmă? Ce s-a schimbat de la protestele? Dar nu s-a schimbat nici, mai de unul. Un trat în contact, am grăit o leacă, s-a scris și gata. S-a pierdut. Vreau să spun că nu s-a pierdut. Mi-a scris femeia mai ieri și mi-a trimis niște înregistrări audio din contactul acela vostru de o oră jumate și nu mi-a plăcut deloc. Vorbești foarte violent, foarte urât. Mi-ai arătat mie, mi-ai dat o înregistrare cum vorbești ea urât. Dar ce urât vorbești dumneata, mi s-a părut scandalos și rușinos. Mai ales că o ameninți. Și asta e ilegal, ea dacă o să le folosească în înregistrările astea în instanță de judecată. N-ai să mai obții, Sergiu, niciodată tutoratul la copiii ce e. Pentru că ameninți că vii să o omori. Deci ea o să oblige autoritățile italiene să-ți interzică intrarea în Italia dacă te comporți așa. Domnul Oleg, eu am un scris, e nu teme de mine. De-am gata? De-am are dovezi că ești violent, are dovezi și o să le prezinte și la autoritățile italiene și o să obțină protecție, crede-mă. Dacă ameninți că te duci să o omori, gata, ia-ți rămas bun și de la ea și de la copii, ți-ai făcut-o cu mâna proprie. Oricât de bun ai fost până acum, cu înregistrările astea, ia gata, așa apără copiii și o să-i vezi deja la maturitate, dacă o să vrea ei. Poate să obțină și privarea de drepturi părintești cu așa înregistrare. Totuși, Sergiu, cum ați făcut voi să vorbim dar așa în întâlnire? Cum? Oamenii întâi să iubesc și după aceea să urăsc. Eu de asta mă feresc de sentimente de astea puternice, de dragoste. Nu-l colegă ce omul care e capabil nu de dragoste, e capabil și de ură. Ei întâi să iubit și acum să urăsc. Ei nu au vrut copilul ei, de tâta eu așa tare și trăiesc. Ei nu au vrut, eu vreau să fac abort și eu au făcut copil numai ca să ne merească în Italia. Înțelegi ori nu? Eu nu știu, deși acum l-au luat ei acolo copilul. Ei nu i-au trebuit, ei categoric vrei să pui sterală de oată. Și de ce nu i-ai dat voie să protejezi? Să dau mulți bani. De ce nu i-ai dat voie să protejezi? De ce ai decis să nu-mi locul eu ei să fac copil? Eu copilul l-am vrut, eu vreau copilul. Păi fă, cu altă femeie, fă copil cu altă femeie care vrea copil, dar ea dacă nu a vrut, de ce e obligat-o? Nu trebuie să-l iei, să-l chinui. Bine, păi nu l-a luat, te-a lăsat o vreme cu el, dar cred că a avut niște temeiuri să vină să-l ia după aceea. Și temei, 4 ani de zile a lăsat copil cu mine și la, după 4 ani o temei, copilul atașat de mine. Nu, nu e că care temei, ce-am auzit eu m-am speriat. Știi, Sergiu, câteodată nu e așa că are și de plângere aceala și birui. Până la urmă, cât se investigează, încă aceala poate să ne merească în închisoare. Ați vă lămuriți voi. Instanța vă despărți, de-amu-amu trebuie mult noroc și multă inteligență ca să vă mai întorlocați cumva, să vă vedeți copchii, dar în felul cum ați vorbit, voi n-aveți nicio șansă. Iată, plându-te acum în România. Eu acum trebuie să-mi strâng să dau cheie în căutare internațională, chiar azi, deși italienii nu vrei să-mi dai copchilul. Iată, asta e cel mai mare în aici. Sergiu, eu deja știu de ce copchii nu vor să-ți dea copchilul. Italienii nu vor să te ajute. Ea are dovadă că ești violent. Verbal, dacă ai spus și nu știu ce, unde ți era mintea atunci, cât de supărat trebuie să fii ca să zici știind că ea poate să înregistrezi și nu poate să înregistrezi, chiar tu înregistrai că erau dialoguri de astea, înregistrări audio, nu? Cum poți să-i spui că vin și te omor acolo pe loc știind că asta rămâne ca probă? Ești absolut irresponsabil. Nu-i probă asta. Ești orbit de furie, Sergiu. Cum nu-i probă? Nu-i dacă probat. Cu vocea ta se aude și are și print screen că ai sunat totuși. El a demonstrat de câte ori am bătut-o eu. Eu zic la nier. Nici nu-i necesar. Nici nu-i necesar. Violența nu întotdeauna e fizică. Poate fi și verbală, psihologică. Dacă o ameniți cu omori, gata. Te-ai lipsit de orice drept. El nu-mi traumează copilul psihic. Cu atișat în public copilul și puritatea la mâncare. N-ai nicio dovadă. Că doarme cu tata, dar cum cu tata? Cu tine cum a dormit amândouă? Nu că doarme cu tata, că îi spune tată. Dar nu e nici nu dă voie că e tată, dacă el o hrănește. Bine, ce afișe și să facă nici mă doare că eu sunt nervos, o aminență așa.
Blochează-o și nu te uita. Uite la altele. Ești băiat liber. Uite câte româncuțe liberi găsești. Atât mai mult aici. Că da, în România te afli acum. Șterge tot și începe la o pagină nouă. Poți să atragi înapoi. Și eventual încearcă altfel. Așa nu cred că o să mai faci treabă bună. Vezi, noi ne căsătoriți cu Oleg, dar mai multe informații. Suntem satisfăcuți și fericiți. Dar voi prin câte patim treceți și cu copchii și cu certuri și cu iubire și cu ore, vai de capul vostru. Oleg, înțelegi una, că copilul suferă din asta. E tâmpită și face și ne-e indiferent. Și nu arată cum a amăjit, cum stifolul ne-a stricat când copilul, atât copilul plânge, ține cu... E ca așa că tu-ți violent, copilul ține cu ambele mâini decât un eu. Poate de frică? De și de frică. Am de frică dacă a fost bătut, cât a fost la dânsa. Dar acum eu nu-i văd copilul, nu știu ce face, e specialul la tău și-a ascuns copilul. De-a mai târziu. Nu, cred că trenul și vaporul plecat, Sergiu. Sfatul meu e să uiți. Vom vedea. Ok. Și cum am spus eu încă o dată, mă repet, începe din nou. Caut pe altcineva. Și eventual o altă o viață nouă. Relație, da. Cu... Da. Și nu mai puțină dragoste, dar cu mai mult respect, cu mai multă responsabilitate. Eu de ce vreau să spun chiar despre mine? După prima, că prima au fost de tot, așa întâlniri au fost cu altele. Mă temeam și de apă rece deja după prima friptură. Când e la nimic. Dacă una cea mai interesată, Oleg, Italia de crezare. Eu dacă sunt așa de rău, cum e tâmpită, puteți să iese doi copii minori cu mine? Așa de rău cum sunt eu. La probrița ei. De disperare, poate ai alungat-o. Multe explicații poate să fie. Sergiu, 4 ani de zile eu am luat copilul cu mine, cu un om așa cum agresiv, cum zici? Că nu știa unde să adreseze. Cel mai des femeile sunt victime pentru că slabe, pentru că nu știu cui să adreseze, pentru că au fost amenințate că dacă o să adreseze o să fie omorâte. Ea are acum dovadă că e amenințat-o cu moartea. Gata. Timp de 4 ani de zile, timp de copilul de pruncul de sân. Toate îi se iartă și îi se uită în trecut, pentru că tu săptămâna trecută nu ai avut cap și ai făcut așa ceva. Domnul Oleg, eu astăzi când am început, domnul Valdiță Miti, astăzi am început că iapa, fratele s-a dus și a păcat mașină în mânzu. Iapa mi-e doar terești, eu când discar și o creje, mă sui cu cioarele pe schinare la dânsă. Atunci, prima dată, eu am pus zăbala în gură la iapa. E fără amată zduc pe pământ. O faci către și noi, tâmpit, mai alte cuvinte, dar să nu fim noi, de exemplu, eu ne închipă ce-i zici. De ce ești steme și-o plecat și mă duc? Eu vreau să vă povestesc un caz, n-am să spun nume, trăia unui prieten. Cum a fost o femeie așa, a lăsat copilul ei făcut de fată mare cu mine, așa om rău. Asta e cel mai interesant. E de fundul ei, s-o temut, dar de fundul copilului ei nu s-o temut. Înseamnă că eu nu sunt așa de acum, ți-o spus e tale, Oleg. Asta nu-i cum? E... Nu doar mi-o spus, mi-o dat înregistrare și te-am auzit. Deci e probă incontestabilă. Dar cum e că nu vine cu chilul 2 ani de zile, ce ai face? Eu îmi vine cu dinți să-ți mănânc pământ. Înțeleg. Eu nu văd cu chilul 2 ani de zile, ce îi spune că nu? Eu am eu mesajul și tocmai pentru că nu-mi pot controla furie, de asta m-am ferit de o relație în care eu să fiu despot și să aibă de suferit persoana din cauza mea. De asta m-am ținut, pentru că știam că nu sunt capabil să... M-am ținut departe de o relație ca să nu suferi omul acela din cauza mea. Nu trebuie să suferi nimeni, asta copilul, înțelegi? Dacă ei nu-i trebuie copilul, copilul crește și șor, o să ajungă matur, poate o să vină vreodată și o să te caute, o să zică cu accent italian papa, dar poate că nu. Copilul o să mă vadă de grabă, să minte. Uite, eu mă jur, copilul o să mă vadă. Sper că uite, măcar pe copilul tratez mai caz, adică și lui Oleg, dar ca să dau un exemplu, pentru ce femeie, la ce gata e. De exemplu, avem un prieten de 30 de ani, cunoștim, și sora lui plecat în Italia. Eu întreb, dar de ce a plecat? Pe neașteptate, nici nu se vorbe că plecă în Italia. Și mi-a spus, iată ce, ea era căsătorit cu cineva din închisoare. Și au făcut acolo amnistie la închisoare și au dat voie și au venit și cu lama, i-a tăiat obrazul.
Mie ce eu zic, mă duc pe brânci într-o țară unde asta, o trecut peste păduri, cum spune, peste mări, așa au ajuns în Italia de atunci 16 ani și n-are de gând să se întoarcă, așa au prins frica aceasta. De atât aș cred că soția ta, tot așa au prins o frică față de tine. Ești nantuț, zdrăvănuț, așa că... Cum e posibil de frică să duc să ies copilul ei cu mine? Mama ei în sat. Mama ei îi spune la copil că îi taie limba. Dacă îi spune că bie. Știi cum se zice o vorbă în popor? Tai poala și fugi. Poate fi și așa situație. Sau tai mâna și fugi când ți-o prins mâna la calea ferată. Tai mâna și fugi că altfel te omoară și pe tine trenul. Domnul Oleg, nu în cazul meu. Posibil. Deocamdată avem două chestii cunoscute. Instanța de judecată i-a dat ei copiii și o altă chestie e cunoscută, nu. Că tu săptămâna trecută ai amenințat-o cu moartea. Instanța i-a dat, dar deși curtea de apel mi-a dat ei copiii. Decizia curții de apel a fost anulată de Curtea Supremă și gata. Dar de ce a fost anulată de Curtea Asta Supremă? Trebuie să-i întrebăm pe ei. Nu contează. Acum are efect de lege ce a spus Curtea Supremă și instanța de fond. Nu e corect. Eu spun ce e ilegal. Acum șede dosarul ăsta la prima instanță. O să vedem. Și eu așa e mai mare prostie că n-am știut, acum știu. La Curtea de Apel trebuie să șer că îți dă la prima instanță să corectezi, dar să nu ajungă la Curtea Supremă. Și atunci aveți și cel mai normal. Dar dacă o întors la prima instanță și examinează aceeași judecătoare, tot n-ai făcut nicio brânză. Acum, asta judecătoare nu poți să... Gata, eu i-am spus să le vede în față. E dacă faci fără de copil, e încalcă legea, asta e ilegal. Și mai mult n-a să ajungă la Curtea Supremă, cum a ajuns atunci așa, cuțul a amăjit, advocatul i-a amăjit Curtea Supremă, că nimeni are dreptul copilul să izoleze de tată. Și asta își face intenționat. Ești la Supremă, a spus asta, că copilul n-a să-l izolat. Și l-a lăsat izolat copilul. Nu, și eu acum, la 2 ani de zile, eu nu aud glas copilul și eu prima zi, ei nici o pot scrie și eu și trebuie să spun. Ferice Chirichnescu cu copilul. N-ai încercat, Sergiu. Dar nu, eu pot demonstrez, sunt matur, sunt aici, n-au ușit pe nimeni, n-am aici. Dar, prin vorbe, și eu demonstrez în judecată dacă trebuie. Hai la culcare că e târziu, mâine ești la lucru. N-ai încercat să studiez cum sunt părinții ei, cum erau, poți să seamnă ei, poți tu ești totuși până la urmă drept. Nu mă-ți trebuie o leacă limbuta, cum spune. Am vrea să spun, e că dați-mi voie să spun. Mama ei are 4 copii, la 4 bărbați diferiți. E până când 2, dar e tânăr, 26 de ani. Mâine pe mâine să aibă 3, la 3 bărbați diferiți, să înțelegeți? La mine, slavă Domnului, asta e viața lor privată și a mamei ei și a ei, viața lor privată, deja nu te mai privește. E corect, dar eu dacă sunt așa de rău și e amuni spune că mama ei o ajută. Eu când am luat-o la mama ei, dam pe la magazin datoriile, pirativ. Și mie, dacă îmi dă garanție că mâine pe mâine, eu gata, nici șlepul și lăsă, poate dacă la fata mai bine. Dar eu n-am încredere că e mâine tâmpită în asles cu moșneagul copilul meu și îți duc în Germania și îți vii pe urmă să-l iei 4-5 ani. Dar când ai garantie, eu nu lucru. Dar care e problema dacă e un tată iubitor italianul, hrănește-o să-i cumpere și... Dar de cui nevoie că copilul meu are tată biologic, care l-a crescut la 5 luni și care era atașat a unui ieșnustru și cu dânsa. Care ieșune cu ambele mâini. Acum 2 ani de zile, eu nu știu și e bombonește pe țac, că eu sunt rău, la copil. Înțelegi, nu? Și la mine este video cu fata, ține cu mâine de gât, nu vrei să duc, că atunci ai făcut tot la sorsa o lasă, pentru tutela e ilegală. Tutela și tot e mai legat și la 2 săptămâni eu anulează. Sergiu, care totuși este cel mai mare regret a tău? Domnule, cel mai... eu nu mă tem. Dar și trebuie să spun că te pup, te iubesc, tu ne-ai spus copilul, îmi traumez psihic copilul. Dumneavoastră înțeles că e 2 ani de zile, îmi traumează copilul psihic. Să nu spui special tată, nie, care eu am crescut-o. Și eu, din contra, îi spune la copil, să-i spui mamă, să uite, el nu-i suna 2 ani de zile.
Și după 2 ani de zile, înainte de vine acasă, o sunat și o treabă perinarina, știi, cine crede de el, da, cu mama, dar și de omul ăsta, tata, fata, și nu i-am spus o vorbă. Dar e tâmpită și face, domnule. E special intenționat și face publicul, ori e face, face capul, pune, pune tată copilul, copilul nici nu putea scrie. La 4 luni de zile scrie pisa, că bătă Arina, o scris, dar ei nu știe italiană. 4 luni de zile copilul care a învățat italiană și a scris deodată, de 4 ani și jumătate, l-a luat. Nu înțelegi cât de criminală e. E foarte criminală. Foarte criminală e când ameninți cu moartea. De-am, ia ce face, prespui, pentru că nu vezi, nu? De 2 ani nu ți-ai văzut copilul, nu știi cum o tratează. Vezi doar fotografii și acolo desene și ea zice că simte bine și că doarme cu tata și asta e viața. Presupun. Acum și e ca o minută, am și eu să caut și să vă arăt dacă vedeți. Este hotărârea judecății și scrie că e n-are drept copil să izoleze. Eu am un grafic de asta. Cum eu pot presupun? Asta judecătorul o presupun când și bă, o hotărâre ilegală când dai copilul ei nie, sunt așa duminică. Nu cum? Poți să presupun dacă e intenționat copilul, nu ne-l dezvăiesc. Este Viber, este atât, și nu ne-l dezvăiesc. Eu presupun. Asta nu eu presupun, asta e intenționat, faci așa. Eu să mă nervez, strig, dacă așa, strig cum strig și tot. Eu nu presupun, cestit, e intenționat și admit că putea, că putea să-ți întindă o capcană, dacă te-ai lăsat prins în capcană, tot e vina ta. Dar nu mă tem, eu demonstrez că tata și... Nu mă tem, da, am amenințat-o cu moartea și nu mă tem. Nu, poate pedeapsă n-ai să ai, dar singura pedeapsă o să fie că n-ai să mai poți să-ți vezi copilul. A să-mi văd copilul. Eu vreau un răspuns legal de la italieni, din care motiv ei nu-mi dau copilul. Eu deja știu și răspunsul din care motiv. Care răspuns? Iată, poate să-ți traducă Valentin, că el a înțeles povestea și... Știți că amenințarea cu moartea asta mult înseamnă să are înregistrare, dovadă e... Incontestabilă că ești periculos pentru mama copilului și gata. La mine mesajul pa, că... Arrivederci, cum se zice în italiană. Eu mesajul să-l aici, la mine este mesajul că l-a scris e. Ce nu știe de mine? Para, noi așa îți sfătuim ca prieteni, pur și simplu trebuie să fim mai rici. Dar nu mă supăr, cestit nu mă supăr. Eu și-am pus în cale, eu spun până la urmă și tot, și spune că o amenințez, că ăsta, eu n-am să-i spun amul după ce între umează 2 ani copilul e, că felicit că eu zic așa spun. Nu cum, e că cum ți închipui, eu acum 2 ani de zile nu ne-au copil care era atașat de mine și trebuie să-i spune, că eu te iubesc să spun. Nu, e că cum te gândești, dar spun și nu trebuie să o meninți cu moarte pentru a-ți vedea copiii. Și e tot să-i mamă, în primul rând. Măcar bine că ai stat și ai discutat cu noi, nu ca Acheruș, cum am început să-l critic cu pătrântitușa. Iată, e o rumă temă copiilor. Dar ai început și țap în greiel, că are copil, că hrănește cu lapte. Domnule! Când e de cu mătri. Da. Ia ca și cu mătri buni. Da, și cum ești să-l critici? Așteaptă numai bani pe cheptul copilului. Când ești să zici ceva de rău, pa! Totuși, Sergiu, care este cel mai mare regret al tău? Pentru că cel mai mare, eu mă tem. Ce-ți pare rău cel mai mult? Copilul poate trebuie ajutorul în el și nu-l pot ajuta cu nimic.